Sărbătorile se apropie cu pași repezi, iar montarea iluminatului festiv este aproape de final. În prezent, pe promenada din municipiul Drobeta-Turnul Severin, se montează bradul și decorațiunile ornamentale. Ați dat drumul? Absolut. Plină forță. Văd că ați adus oameni mulți. Ceea ce e important, trebuie să rețineți că noi pe 30 dăm drumul la pomul de iarnă. Cu da? Siguranță va fi mai devreme. Să fim pregătiți până atunci. Absolut. Da? Dacă se poate mai devreme, chiar cu o zi înainte să facem probele, din câte înțeleg eu, aveți toată zona, Crișan, da? Absolut. Ce le spunem severinilor, că va ieși bine? Că va ieși foarte bine. Deschiderea oficială a iluminatului festiv va avea loc în data de 30 noiembrie, iar autoritățile speră ca aceasta să fie pe placul celor mici, mai ales. Să sperăm că vor fi mulțumiți, în primul rând cei mici, către ei ne îndreptăm, dar și severinenii și cei mari, de modul în care am gândit anul acesta bradul de Crăciun, modul în care am gândit iluminatul festiv. E printre puținele bucurii ce ne-au mai rămas în această perioadă dificilă pentru noi. Atât iluminatul festiv, cât și bradul vor fi gata în aproximativ 3 zile, iar rezultatul va fi uimitor. Încercăm să creăm un spațiu și o poveste în acest chiar frumoasă promenada noastră și sunt convins că o să iasă ceva frumos. În fiecare an, severinenii, adulți sau copii, se bucură de atmosfera de sărbătoare creată de iluminatul festiv.